Yo, salutare jupăneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 18, un nou clip din seria cu SBC-uri. Astăzi facem un puzzle de 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, nici nu știu câte sunt. 8 elemente, parcă, da, 8, că în Africa sunt 8. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede pe butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțel. 8 elemente și 9 jucători, atât o să luăm astăzi. Vedeta este NDD de la Leicester City. Hai să începem. A, da, și mai avem deschis 14 pachete, e bonus din partea mea, 13 de 7500 și unul de 45.000. Că nu, decât să le deschid singur, chiar dacă sunt pachete mici, am zis să le desfac împreună cu dumneavoastră. Hai să vedem Camerun, de aici luăm pe Matip. Hai că am pregătit eu jucătorii, ne trebuia 11 player din Camerun, overall de 71 avem 75, chemistry de 85 avem 90, submit. Ei, trecem reprejor prin toate și luăm pe Matip. Pace-ul e slăbuț, defending bun, physical bunicel, pase bune, dribbling nu prea are nevoie că e fundaș central. Mergem mai departe, Congo, probabil cel mai scump squad din Africa. Am stat ceva până să găsesc un jucător, că n-am vrut să dau 3, 4, 5 mii pe bucată. Deci 11 congolezi, rating 71 avem 73, 85 chemistry avem 89 și luăm pe Masuaku un left winger back sau left back, e cam aceeași poziție, doar că wingerul e și ofensiv foarte bun. Excelent de bun și pe fază ofensivă și pe fază defensivă, 90 pace, mai mult decât necesar. Defending-ul și physical-ul bunicele, dribbling bun, pase bunicele, mai și șutează, deci foarte bun. Gana, mai departe, 11 ganezi, 73 avem, 74, 85 avem, 85 și luăm pe Andrei Aiu, alt jucător din Premier League. 3 din 3 până acum, right midfielder, slăbuț așa, dar nu e rău, mai ales dacă n-aveți cine știe ce jucător vă poate ajuta. Ivory Coast, 11 Ivorian, rating de 73, avem exact 73, chemistry 85, avem exact 85 și Lolombe Seydou Doumbia, un striker destul de interesant din campionatul portughez, Liga NOS. 94 pace, shooting, dribbling, fizică nu prea are, pase decente, dar merge totuși, are 4 weak foot, acceleration 94, sprint speed 94, finishing, reacții, balance, composure, deci e bun, mai sare, mai dă și cu capul, excelent jucător. Hai să trecem mai departe, Maroc, aici pe cine primim, nici nu știu pe cine primim. Da, o să vedem, deci 11 marocani, 75 rating avem, chemistry 85, noi dăm 90 și ne-l dă pe Asaidi de la Twente, parcă e din campionatul olandez, e Twente? Da, Twente, weak foot 4, skill moves 5, excelent, pace 88, shooting 77, dribbling 84, pase decente, physical, slăbuți, defending nu prea are nevoie, dar merge și jucătorul ăsta, Nigeria, zice așa, 11 jucători nigerieni, rating 73, chemistry 85, avem 74 plus 85, chemistry a fost exact acolo și luăm pe Iheanacho, un alt striker din BPL, 90 pace, shooting, 78 dribbling, cam slăbut și physical-ul, e pe viteză fostul jucător la Manchester City, cred că a fost pe la City, eh? Senegal, 11 jucători senegalezi, 74-85, avem 17, exact 74-85 și primim alt jucător cu mult pace, Niang din seria de la Torino, 93, stai să ne uităm aici, 93 pace, 82 shooting, 86 dribbling, foarte bun, physical decent, pase decente, merge folosit, 4-4, work rate high medium, deci excelent, sprint speed de 96, incredibil.
vă sfătuiesc să-l folosiți dacă credeți că vă ajută. Și Africa de Sud, aici luăm pe ciabalala pe care l-am și băgat, doar că aici e varianta normală, mult mai ieftină și mult mai slăbuță. Deci 11 africani, overall de doar 69, secerea, noi dăm 72, chemistry, același chemistry peste tot de 85, noi dăm 86, ciabalala, da. Nu prea ai cum să-l folosești pe acest african. Acum îl primim și pe NDD, o variantă mai frumoasă, zic eu, din punct de vedere estetic, aceasta lui NDD, decât Chabalala și restul companiei. CDM excelent, 80, ce poți să zici, că e un fel de Kanté acest NDD. Cred că cartonul e mai bun decât cartonașul normal al lui Kanté, sper să nu greșesc. Weak Foot 4, medium high, era frumos un high, dar e bine că pe defensivă stă high. Deci are așa acceleration 80, sprint speed 84, shoot power 92, shoot-ul de la distanță, dă pase scurte bune și cele lungi, viziune decentă, reacții bune, controlul balonului, compoșuri și iar pe defensive, deși voi rupe omul, nu e rău, e foarte bun acest NDD. Hai să-i trimitem pe amândoi la club și să mergem să deschidem și pachetele. Bum, 14 în total. Să mă uit dacă, bă, am dat drumul. Eu așa știu că am dat drumul la filmare, dar filmăm de 6 minute și aproximativ 50 de secunde. Cum vă ziceam, avem 13, număr cu ghinion, de 7,5K și unul de 45.000 Prime Gold Player Spec. Să sperăm că o să luăm o bordură din astea 13 și o să luăm una și din pachetul de 45.000 coins. Dacă nu e, îi dăm skip. Hai să vedem. Challenge-ul. Ok, n-avem aici. Să vedem dacă poate să ne dea din 13 pachete un board. Mehmet Topal. Hai să se duce la club. Quicksell. Bam, bam, nu vreau să vă țin foarte mult, trebuia să fac și SBC-ul ăsta, dacă mai vreți să facem și celelalte națiuni, continente, rupeți butonașul, fiindcă asta mă motivează să fac și Europa și America, sau ce mai e pe acolo, Gignac dublură, da, vreau să-l iau pe Vidal și o să-l și folosesc, știu că e foarte scump, dar ce să facem, merită investiția și așa avem bănuți. Ok, nici de aici nu e, nici măcar Gold Rare, măcar un Hunter ceva. Trimitem pe listă că nu se știe niciodată cât valorează. Bam, bam, bam. Come on, yay. Nu cerem 13 din 13, cerem una din 13, multă ceață. Deci aici nu este nimic, nimic, nimic. 1000 coins, merge. Orice ban e bun. Că doar îl luăm, nu-l dăm, nu? Bun, mai departe. Haide, haide, give me something. Aici e. Ah, nu e. O legendă. Acum ar fi o legendă din pachet de 7,5, ca vă dați seama. Ar fi sărbătoare. Bam, 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 orice legendă. Altu, să vină altu. Haide, hai mă, hai mă. Hai mă. Dă-mi și mie un cartonaj ăsta special. De la festival, nu vrei să-mi dai, am? Bam, cum mi-ai dat atunci Lukaku, mi-ai dat Lukaku, pentru cei ce nu știu, din pachet de 7,5 ca Lukaku Team of the Season, am luat 750.000 pe el, dar nu mai rău e duminică, chiar dacă ne-am dorit să fie. Ok, bam, bam, pac, fază și voi. Next, Premium Gold Pack. Hai să fie asta. Nu vrea să fie nici asta. Parcă mă că nici la de 45.000 nu o să fie, dar ce să facem? Popov și Martin. Restul Zuhause. Bam, bam, bam. Câte mai avem? Hai mă, nu ne lași să ne deschidem nici pe curine. 5 fără asta. Bam, 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 bam. Incredibil. Campbell, ești o puștoaică pe aici, o asiatică, hello.
Boom. Da, baghetele astea sunt de sunt luate, uite că e bord în sfârșit, frate. Ce ne dai? Doar nu 83. Brazilia, CIE, normal, Giuliano, 83, vă dați seama. Pachetele sunt luate ca să-mi continui ideea de la Mondial. Și este de fiecare dată când deschidem acolo, cât jucător mi-a dat, ești nebun. Când deschidem acolo un pack, îl primim și aici. O idee foarte interesantă. Deci pachetul cu numărul 10 a fost cu noroc. Nu o să ne mai dea niciunul, vă dați seama. Mă așteptam și eu, frăție, să fie, bă, nu 83, 84, dar până la urmă ne-a dat bord, porțul, nu? Nu avem ce să comentăm. Hai ei, că mai am și eu 3 pachete, mă las și pe mine să mă desfășur astăzi. Că uite, țin pe oamenii ăștia și poate au treabă. E incredibil și acum îmi dă eroare. Va trebui să tai, nu mai trebuie să tai la montaj. Cred că ne pregătește ceva. Ok. Nu ne-a pregătit nimic. Din pachetul de 45 dăm un Festival of Food, frate. Vă dați seama care sunt șansele. 0,00 minus infinit. Ok. Să mai dea bord și din ăla de 45.000, indiferent că e de 83 și... Ia uite, 3 dublări la 2500 de jucători sau cât mai avem prin club, e normal să dau mereu de... Duplicates. Băi, să dea. Și chiar dacă e de 83, măcar să dea. Hai, te rog frumos, pentru oamenii ăștia că au stat până la final. Ei, hai că ok. Nu e Festival of Food, e doar normal. Și acesta e finlandez. Radeki de, nu, ba da, Radeki de 83. Hai grijă ce-ți dorești în viață, că s-ar putea să se și întâmple. Cam așa de curs treaba. Incredibil. Da, fraților, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, cum v-am zis, dacă vreți să vedeți și Europa și America, SBC-urile, nu uitați să rupeți butonașul, sper că v-a plăcut, eu am fost Surdaciu, acesta a fost episodul de astăzi, voi ați fost și rămâneți pe viață, cei mai tari jupâni și până data viitoare dăm cu pace, dăm cu stimă, dăm cu respect, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață.